Ședința de constituire a Parlamentului de noua legislatură va fi convocată pe 29 decembrie, au declarat președinții formațiunilor politice care au fost convocați de președintele Nicolae Timofti. Un decret în acest sens a fost semnat de șeful statului. Am avut așa o mică discuție și despre prima ședință. Și președintele a spus că va lua decizia și va emite un decret. Norma constituțională nu presupune consultare cu partidele politice, partidele parlamentare. Dânsul a luat această decizie să ne convoace, să discutăm, să facem un schimb de păreri vis-a-vis de data când urmează să fie prima ședință de constituire a Parlamentului nou ales. Noi ne-am expus punctul de vedere, reieșind din necesitate, dar și din realitățile pe care le trăim cu toții. Noi urmărim ca această primă ședință să nu fie una doar de inaugurare a noului Parlament, dar și în cadrul acestei ședințe să luăm decizii importante ce ține de majoritatea parlamentară, ce ține de funcționarea Parlamentului și de ce nu să discutăm lucruri importante care vizează întreaga societate. Noi, comuniștii, ne-am expus că deși mai mult de 3 săptămâni de când a fost ales Parlamentul, oamenii cetățenii Republicii Moldova s-au expus opțiunea electorală, dar Parlamentul nu este funcțional și am reamintit celor care astăzi guvernează că, de fapt, Parlamentul nu lucrează deja mai mult de 6 luni, din iulie anul curent, și aceasta sigur că se răsfrânge asupra situației și politice, și sociale, și economice în Republica Moldova, pentru că și executivul, guvernul, nu este funcțional. Majoritatea celor prezenți la consultări au agreat această zi de 29 decembrie. Reprezentantul Partidului Socialiștilor, în principiu, a agreat și domnia sa această dată, doar că a avut o părere puțin diferită. Una peste alta, aceste consultări au fost importante pentru ca să se stabilească această zi de 29 decembrie pentru convocarea Parlamentului ales în urma recentului scrutin parlamentar. După constituirea legală a Parlamentului, este ales președintele și vicepreședinția acestuia și este format biroul permanent. Fracțiunile sunt formate în termen de 10 zile de la constituirea legală a Parlamentului și funcționează în baza regulamentului propriu. După consultarea majorității parlamentare, șeful statului desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta va cere în termen de 15 zile de la desemnare încrederea deputaților pentru programul de activitate și pentru întreaga echipă a executivului.